privilegiu de a sărbători cei 100 de ani de la Marea Unire, Marea Unire care este până la urma urmei meritul poporului român în esența lui, a Partidului Național Liberal și a Casei Regale. Înainte de a intra în ordinea, oarecum firească, a conferinței de presă, respectiv ședința de Consiliu Local, dați-mi voie pe această cale să-mi exprim profunda dezamăgire vis-a-vis de modul în care a fost serbat ziua de 1 decembrie la Sighetul Marmației. Nu că noi, sighetenii, ne-am fi așteptat, din punctul nostru de vedere, a Partidului Național Liberal, la o activitate fastoasă. Consider că evenimentele de 1 decembrie trebuiau organizate cu mai mult respect față de poporul român, cu mai mult respect pentru ceea ce ziua de 1 decembrie reprezintă pentru noi toți românii. Într-adevăr, a fost o slabă organizare pe la bustul academicianului Mihai de Apșa. Prezența nu a fost foarte mare, câțiva sigheteni care probabil se așteptau să vadă un spectacol cum ar fi fost normal într-un an centenar, nu au avut parte decât de un eveniment destul de palid, aș spune eu, și în acest sens cred că și lipsa primarului municipiului Sighetul Marmației în an centenar nu este de bun augur. Până la urma urmei, primarul și aleșii locali reprezintă această comunitate și consider că în zilele de sărbătoare pe care le are poporul român ar trebui să fim alături de comunitatea sighetiană, apropiați de cetățenii care totuși ne-au mandatat și ne-au acordat încredere fie în administrație locală, fie la nivel de parlament sau alte foruri reprezentative. Într-adevăr, după cum ați observat și dumneavoastră, cred că tuturor sighetenilor le-a lăsat un gust amar modul în care 1 decembrie a fost sărbătorit la Sighetul Marmației. Am ales alături de o delegație numeroasă, spun eu, a membrilor Partidului Național Liberal să cinstim această zi. Am primit de curând 50 de ani de la funcționarea și înființarea ansamblului folcloric Mara, un ansamblu care este deja de tradiție în Sighetul Marmației și acolo a fost organizat un spectacol de înaltă ținută artistică și mi-aș fi dorit ca să participe mai mulți reprezentanți autorității publice locale și, de ce nu, și mai mulți sigheteni. De asemenea, vreau să vă readuc în atenție că am ridicat, tot la rubrica diverse, problema rediscutării și reanalizării contractului cu Vitalu. Știți că este o problemă importantă în Sighetul Marmației, costul apei, care începe deja să devină oarecum necontrolat. Și mi-am amintit că în urmă cu 2 ani de zile există un proiect de hotărâre asumat de către Consiliul Local, inițiat de primarul municipiului, proiect de hotărâre votat în unanimitate, prin care se mandatează departamentul juridic, secretarul, primarul, cu rediscutarea și reanalizarea, dacă doriți, oarecum o rediscutare a întreg contractului pe care l-avem noi cu Vital. Nici până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat, a rămas o simplă hotărâre de Consiliul Local nepusă în executare. Și am adus în atenție acest lucru la ședința de Consiliul Local și cred că ar trebui privite cu mai multă seriozitate, inclusiv hotărârile de Consiliul Local, care și așa nu sunt foarte multe, în așa fel încât măcar ceea ce trece de plenul Consiliului Local să fie dus la îndeplinire. Problema Vitalului vă readuc în discuție pentru că este o problemă serioasă și o problemă asupra căreia trebuie să ne aplicăm factorii decidenți și cu siguranță să se găsească o formulă de a ne așeza la masa renegocierilor, întrucât este incredibil cum prețul apei, fără niciun control, crește în Sighetul Marmației și sigur că cetățenii sunt revoltați pe bună dreptate, cu atât mai mult cu cât lucrările de apă și canal, după cum ați observat și dumneavoastră, nu sunt finalizate încă în multe locuri. Cam acestea au fost punctele importante la ședința de Consiliu Local.